În vârstă de 70 de ani, acest bărbat locuiește singur. Doar o rudă mai vine de câteva ori pe săptămână ca să-l mai ajute. Bine, o dată de două ori, bine. Și vorbim la telefon. Dacă e nevoie, vine de mai multe ori. Reușiți să vă descurcați așa singur? Da. În timp și-a făcut propria strategie împotriva singurătății. Sau își dau numai hale peste tot în casă. Și nu simt că e singurătate. 1,3 milioane de români locuiesc singuri, arată datele Institutului Național de Statistică, fără parteneri, fără copii. O viață trăită în tăcere. Alți aproape 1,3 milioane locuiesc fie alături de partenerul de viață, fie de o altă persoană adultă, cum e și cazul acestui bărbat de 65 de ani care locuiește împreună cu soția. Nu dar mai avem nici ea, părinți deloc, copii n-avem. Deci, atât cât putem să ne mai întreținem noi înșine, o facem. Eu am insuficiență renală și fac dializă. E mult de tot chiar pentru mine. Regiunile Nord-Est și regiunea Sud-Muntenia înregistrează fiecare câte 200 de mii de persoane vârstnice care locuiesc singure. Acestea fiind regiunile care se află în top din acest punct de vedere. Eu am 90 de ani. Soția 82. Vine des la dumneavoastră, băiatul dumneavoastră? Vine, cum să nu. De câte ori pe săptămână? De 2-3 ori. Puțin sub un milion de persoane cu vârsta de peste 65 de ani locuiesc alături de un copil. România ca model de îngrijire a bătrânilor e undeva plasată mai degrabă către modelul mediteranean de stare al bunăstării, în care îngrijirea bătrânilor devine o familie extinsă. Doar că apare al doilea proces, și anume că a scăzut fertilitatea. Scăzând fertilitatea, a scăzut numărul de nepoți. Și al treilea proces, a crescut mobilitatea spațială fără precedent în România, în sensul că foarte mulți au plecat peste ecuator și foarte mulți din cei care se aflau în orașe mai mici sau în rural au plecat către urban, iar apoi în periferia urbanului mare. Asta face ca, de fapt, să ai o populație mare de bătrâni care nu au pe cineva în apropiere. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, România avea la sfârșitul anului trecut 3,7 milioane de persoane vârstnice peste 65 de ani. Analiza datelor colectate la recensământ va oferi mai multe detalii despre aceste persoane.